Capitolul 4. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un stăpân în cer. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri, ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune tihic fratele prea iubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în domnul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi să-l primiți bine și Isus zis just. Ei sunt din numărul celor tăiați în prejur și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere. Epafra, care este dintre ei voștri, vă trimite sănătate, el, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole. Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă trimit sănătate. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicenilor, și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodicea. Și spuneți lui Arhib, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi. Amin.